Școala Gimnazială Teodor Balangura Humorului va găzdui vineri, pe 20 aprilie, de la ora 12, simpozionul județean Corneliu Tincu, un dascăl de excepție, ediția a treia. Este o altfel de activitate metodică a profesorilor de educație plastică și arte vizuale pe semestrul al doilea, organizată sub forma unui simpozion anual, spune inspectorul de arte Loredana Mihaela Ceică. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Suceava, Compartimentul Arte, în colaborare cu Școala Gazdă, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava și Primăria orașului Gura Humorului. Artistul plastic Corneliu Tincu, un exponent de marcă al etosului românesc în arta contemporană, care s-a împământenit la Gura Humorului, a donat comunității humorene un număr de 55 de lucrări. Acestea sunt etalate în saloanele Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, din Gura Humorului.